un joc de laser, un joc de lumini. Tot pe această clădire au rulat de multe ori și versurile imnului național. De aici sau pe această clădire s-au scris și mesajele pe care protestatarii le-au strigat. În continuare, aceștia se declară destul de nelămuriți în ceea ce privește ordonanța de urgență numărul 13. Au spus că nu cred că executivul va abroga această ordonanță și chiar dacă o va face, mulți dintre oameni sunt decisi să nu renunțe la proteste până când nu se va schimba chiar și guvernul.